Salut! În acest video voi face un test modulului audio de 2.25W clasă D cu intrare Bluetooth amplificat prin circuitul integrat TDA7492P, ce este un chip stereo și are o structură de amplificatoare în punte pe fiecare canal. Acest modul are integrate module de comandă pentru volum, schimbare, respectiv redare sau pauză a melodiilor. Circuitul conține și câte un filtru LC pentru fiecare canal. De asemenea, se poate seta și câștigul în decibeli, prin cele două selectoare de pe placă, ceea ce înseamnă, conform fișei de catalog, că putem avea un câștig de 21,6, 27,6, 31,1 sau 33,6 decibeli. Amplificatorul suportă o alimentare de la 8 la 26 V DC. Eu voi testa cu o sursă reglabilă pe care o voi seta la 21V și cu un acumulator de 12V, 7A, pentru a vedea diferențele. Voi conecta acum cele două boxe la amplificator prin intermediul conectorilor cu șurub. Acestea suportă o putere maximă de 180W la o impedanță de 4 ohmi. Cum am spus, voi alimenta modulul la sursa reglabilă setată pe 21V. Astfel se va vedea și curentul absorbit de acest amplificator. Ca majoritatea modulelor Bluetooth, acesta are un sunet prin care spune că este gata de utilizare. Telefonul a identificat imediat modulul audio și s-a conectat rapid. Am ales o melodie cu preponderent frecvențe joase ca să solicit puțin modul și să vedem cum se comportă. Schimb acum alimentarea pe acumulator. Pentru acest test, alimentat în 21V, modulul se comportă bine, basul se simte destul de puternic. După cum s-a observat, am modificat și nivelul de decibeli, iar la 33,6 se simt distorsiunile la volum maxim. Însă este normal, deoarece în fișa tehnică este dat un THD de 10% pentru modulul alimentat cu o tensiune de 25V la o impedanță de 6 ohmi.
punctul meu de vedere, modulul a trecut testul sunetului și alimentat în 12V. Nu se simte diferența în calitatea acestuia, deși tensiunea este aproape înjumătățită. Ca o concluzie finală, modulul este destul de bun, cu un randament ridicat al consumului, iar sunetul este de o calitate medie. Poate fi folosit cu succes atât pentru un sistem 2.0 pe care să-l folosești acasă, cât și pentru un sistem portabil. Minusurile ar fi legate de sunetul la conectare, acel pocnit, care este destul de deranjant și se poate rezolva cu un modul de întârziere, și sunetul de la modificarea volumului, care dispare atunci când telefonul este pe modul silențios. Recomand un radiator montat pe chip pentru a preveni încălzirea acestuia. Cam atât am avut de spus pentru acest modul. Pentru întrebări aveți secțiunea de comentarii și puteți aprecia acest clip dacă v-a fost util. Ne vedem la clipul următor. Mulțumesc pentru vizionare. Salut!